Ce e fericirea pentru noi? E atunci când putem să scriem de mână o scrisoare. Sau când putem alerga în ploaie într-o zi de vară, când pedalăm pe bicicletă pe un drum de munte. Sau pur și simplu că putem să ne îmbrăcăm singuri, fără ajutorul nimănui. Astăzi înotăm pentru fericire. Contribuim la strângerea de fonduri pentru achiziționarea unui ecograf portabil ce poate ajuta persoanele în vârstă imobilizate la domiciliu. Bacău, capitala tineretului din România, susține cauza Fundației FSC. Înotăm pentru ei. Pentru noi toți. Bunicul meu a murit într-un pat, lângă un defibrilator pe care scria defect. Dacă n-aș susține cauza asta, ar fi ca și când eticheta aia aș purta-o eu. Alături de FSC și Bacău, capitala tineretului din România, lupt pentru îmbunătățirea sistemului de îngrijire la domiciliu al seniorilor. Înot pentru o viață demnă pentru vârstnici și pentru a încuraja voluntariatul din partea adulților. Hai FSC! Înot pentru a le da o șansă celor care ne-au dat o șansă. Înot pentru a da ocazia tuturor oamenilor să se bucure de viața așa cum e ea.